Bine v-am regăsit, sunt astrolog Luminița Ristea și în această filmare vă prezint într-un format nou, mai inedit, care sunt cele 5 lucruri pe care trebuie să le știți, lucruri importante referitoare la eclipsa parțială de lună din data de 19 noiembrie 2021. Această eclipsă parțială are loc la ora 10:57:26. Aceasta este ora Bucureștiului și reprezintă un moment foarte special. Vom vedea de ce, după cum vedeți și eu sunt aici puțin eclipsată, da? Am aceste jocuri de lumini și umbre, îmi permite acest apus de soare care îmi dă acest decor. Am vrut să avem un decor special pentru această eclipsă, care este o eclipsă foarte, foarte importantă. Pentru mai multe informații despre horoscopul lunii noiembrie, vă aștept pe canalul meu de YouTube, Astrolog Luminița Ristea, dați like, subscribe, share sau apăsați butonul join alăturate dacă doriți să faceți parte din minunata noastră comunitate. Haideți să vedem care sunt cele 5 lucruri importante pe care trebuie să le știți. Punctul numărul 1, lucrul numărul 1 este de ce această lună plină, fiindcă avem de-a face cu o lună plină, este importantă. Știm că la orice lună plină este o perioadă de recalibrare, este o perioadă în care luăm decizii, este o perioadă în care se închid cicluri, este o perioadă de realizare a unor lucruri pe care ne-am pus intenția, ne-am setat intenția să le facem. De asemenea, cu ocazia acestei lunații, avem nevoie de mult mai multă claritate referitor la pașii pe care îi vom face mai departe, bineînțeles pentru a avea o direcție favorabilă în sensul nostru de destin. Acum această lună este amprentată cu axa de destin în tranzit și rezultă această eclipsă. Deci nu avem numai o lunație, nu avem numai o lună plină în Taur, avem o eclipsă de lună în Taur. La eclipsa de lună, Pământul este între Soare și Lună, punând umbra lui asupra Lunii și întunecând-o de vederea ei de pe Pământ. Pentru a avea loc această aliniere, este foarte interesant această aliniere între Soare și Lună. În cazul eclipselor, avem nevoie de următoarele condiții. În primul rând, Soarele și Luna să aibă aceeași declinație. M-am uitat și, într-adevăr, în harta momentului, Soarele și Luna au declinația 19, la gradul 19, luna este la gradul, este minus 19, soarele este plus 19. De asemenea, unul din luminarii trebuie să fie la nord de ecuatorul ceresc, avem soarele, iar celălalt trebuie să fie la sud de ecuatorul ceresc. De asemenea, plasarea luminarilor trebuie să fie până între 6 grade și 12 grade și 15 minute longitudine față de unul din nodurile lunare, în cazul nostru în care avem o eclipsă parțială de lună. În cazul în care are loc o eclipsă de lună, de asemenea, are loc o anomalie a câmpului energetic și anume nu mai sunt prezente în câmp aceste unde electromagnetice infraroșu emise de obicei de lună. Această eclipsă este prima eclipsă de pe axa Taur-Scorpion care deschide o nouă serie de eclipse pentru următoarea perioadă de aproximativ 2 ani și este o eclipsă de nod nord, deoarece luna este în conjuncție cu nodul nord și această serie de eclipse se va încheia cu o altă eclipsă parțială de lună în data de 28 octombrie 2023, de asemenea o eclipsă de nod nord. Deci ce pot să spun? Începem această serie de eclipse cu o eclipsă la nodul nord, o eclipsă la sensul de destin, la farul nostru călăuzitor și încheiem această serie de eclipse din această familie de eclipse pe axa Taur-Scorpion, tot cu o eclipsă de nod nord. Ambele sunt eclipse de lună, ambele ne dau această importanță pe care trebuie să o acordăm conștientizării interioare, îndreptării noastre către noi, către tot ceea ce ține de eu-ul nostru, tot ceea ce ține de acel dialog interior
Eu stau de vorbă cu mine. Hai să vedem ce aflu din acest dialog, ce informații prețioase îmi sunt transmise, ce simt în urma acestui dialog, ce schimbări pot să fac. Al doilea lucru pe care trebuie să-l știți, care este semnificația acestei eclipse? Unde are loc această eclipsă? Această eclipsă are loc în Taur, în semnul Taurului. Semnul Taurului este exaltarea lunii și va exprima această constanță emoțională și această serenitate interioară. Guvernatorul acestei eclipse este Venus, care în harta noastră natală este în Capricorn, este pe cuspida ascendentului, este o planetă care va retrograda în următoarele 4 luni, este o planetă foarte importantă. Această eclipsă de lună acompaniază eclipsa de soare în Săgetător, care va avea loc în data de 4 decembrie, formând o inconjuncție pe semn, ceea ce înseamnă că avem de-a face cu un aspect tensionat, o nevoie puternică de ajustare a uneia din părțile acestei inconjuncții în această dorință foarte, foarte mare de a stabili un raport, de a stabili o legătură cu cealaltă parte. Vă dați seama, Taurul conservator nu se potrivește cu liberalul săgetător. Pentru a beneficia de această energie, este important să folosim această putere interioară a Taurului pentru a oferi un fundament, o fundație acestei expresii a energiei săgetătorului și să relaxăm inflexibilitatea emoțională tipică Taurului. Poziția casei în care este această eclipsă de lună ne indică drumul de urmat, pe care, dacă îl urmăm în mod conștient, putem să-l utilizăm pentru a da suport, ajutor următoarei eclipse de soare aparținând acestei secvențe. Nivelul de dezvoltare obținut depinde în primul rând de atitudinea noastră descrisă de eclipsa de lună și de capacitatea noastră de a dobândi satisfacție prin activitatea interioară, rezultată din activitatea casei în care avem lunația. În cazul nostru, această eclipsă de lună precede eclipsa, deci este înaintea eclipsei de soare în Săgetător și ne oferă indicii foarte, foarte clare legate de răspunsurile noastre emoționale, de reacțiile noastre în funcție de casa astrologică în care este eclipsa și poate produce la nivel inconștient schimbări pozitive care ne ajută, sunt necesare, astfel încât această eclipsă de lună să faciliteze această manifestare a energiei pentru eclipsa de soare care va veni. Aspectele pe care această eclipsă le formează sunt două aspecte destul de largi, dar care pot să impacteze la nivel general, și avem de-a face cu careul cu Jupiter în Vărsător, acest careu cu o planetă socială. Și avem aici o posibilă restricționare a emoțiilor, o limitare a exagerărilor, o recalibrare a judecăților. Este nevoie să curățăm obstacolele care sunt legate de adevăr, de moralitate, de credință. Această eclipsă, de fapt, poate să vină ca să traduc cu teste. Teste legate de moralitate, teste legate de credință, teste legate de sensul vieții. De asemenea, un alt aspect este de data aceasta un aspect benefic, și anume avem de-a face cu trigonul, cu Pluto în Capricorn, și sunt aceste circumstanțe de data aceasta divine, favorabile, care ne ajută să ne eliberăm de blocajele emoționale, de instinctele care nu ne fac bine. Ne ajută să capitalizăm puterea emoțională interioară și atitudinile pozitive la nivel inconștient. Prin magnetismul nostru vom atrage, de asemenea, putem atrage în viața noastră oameni care ne vor ajuta, ne vor sprijini. Al treilea lucru pe care trebuie să îl știm cu ocazia acestei eclipse parțiale de lună, haideți să vedem ce așteptăm de la această eclipsă la nivel național. Acum, dacă ne uităm în harta eclipsei, revenim la harta acestei eclipse, ascendentul acestei eclipse este în Capricorn.
Ascendentul fiind în Capricorn, atunci toată energia se va îndrepta către tot ceea ce este structurat, către tot ceea ce este organizat, deci nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Ascendentul este într-o relație favorabilă, într-o relație bună cu Luna în Taur, fiind în aceeași vibrație de pământ, în aceeași vibrație care ne oferă multă stabilitate, multă structură, multă dorință de a materializa, de a construi, de a crea această fundație. Și mai mult decât atât, pe cuspida ascendentului o avem pe Venus, Venus în Capricorn, proaspăt intrată în Capricorn. Venus în Capricorn este la 2 grade aici pe cuspida ascendentului și ce înseamnă când o planetă este pe cuspida ascendentului? Că ea este extrem de puternică. Numai că ce să vezi, Venus în Capricorn este în casa 12-a și atunci ea este undeva la granița dintre cele două case. Casa 12-a, casa 1-i, este la granița dintre începerea unui nou ciclu. Este în această zonă în care se încarcă foarte, foarte mult cu toate trăirile noastre la nivel subconștient, se încarcă foarte, foarte mult cu tot ceea ce asimilăm, cu tot ceea ce înțelegem, în această stare pe care o avem de conectare la eul nostru interior. Venus în Capricorn va și retrograda, va sta 4 luni de zile și atunci, ea fiind și această guvernatoare a lunației, bineînțeles, va extinde, ca să spun așa, perioada de influență a lunației foarte mult în aceste 4 luni, deci influență mai mare în aceste 4 luni. De asemenea, lunația, dacă ne uităm, este în casa a patra, deci avem Luna plină în Taur este în casa a patra. Casa a patra este casa rădăcinilor. Casa a patra este casa strămoșilor, casa tradițiilor, casa părinților, este casa noastră. Și această lunație vine și ne oferă mult mai mare stabilitate. Ne ajută să ne conectăm la nivel interior, să ne ducem foarte departe. Să ne ducem la nivel transgenerațional, să apelăm la înțelepciunea strămoșilor noștri, să apelăm la înțelepciunea neamului, la ajutor, putem să cerem ajutor, fiindcă vom primi ajutor de la rădăcinile noastre. Deci este o eclipsă, o eclipsă de lună, care e un telefon direct pe care îl avem cu strămoșii noștri. Soarele în același timp este în casa a 10-a, este în acest punct maxim, de maximă vizibilitate și atunci el ne activează foarte mult ego-ul nostru, dorința de a fi recunoscuți, dorința de a fi autoritar, dorința de a avea putere, dorința de a avea forță și atunci va fi o cumpănă, un balans, un echilibru între cele două extreme, carieră, autoritate, recunoaștere și casă, familie, strămoși, valori ale noastre, valori ale neamului. Ce mai avem în această hartă important? Bineînțeles, prezența celor trei cavaleri, ca să spun așa, Pluto, Saturn și Jupiter în casa întâi. Și ne potențează tot ceea ce facem, tot ceea ce gândim. Toate cele trei planete ne ajută să ne conectăm nu numai la nivel personal, în primul rând la nivel social și după aceea și la nivel transpersonal, da? La nivel mult mai subtil și la un nivel care poate să depășească puterea noastră de înțelegere. Haideți să vedem acum ce așteptăm de la această eclipsă la nivel personal, punctul numărul 4, deci al patrulea lucru pe care trebuie să-l știți, ce așteptăm de la această eclipsă la nivel personal. Bineînțeles, ne așteptăm la emoții înalte, ne așteptăm la multă energie care ne va crea o stare continuă de agitație. Și atunci, ce putem să facem este bine să vă cunoașteți harta natală și să vă duceți să vedeți în harta natală unde este poziționată luna plină
în harta natală, la gradul 27 și 14 Taur, unde este poziționat Soarele, la gradul 27 și 14 Scorpion, unde avem nodurile lunare, nodul nord la gradul, la gradul 1 în Gemeni și nodul sud la gradul 1 în Săgetător. Și să vă puneți întrebări. Cum vă simțiți? Cum vă simțiți cu această poziționare în casele, în cele două case astrologice? Aveți probleme de integrat în domeniul de viață pe care, asupra căruia se pune reflectorul cu ocazia acestei eclipse? Aveți stări de nervozitate? Sau sunteți relaxat și aveți această înțelepciune care parcă vine peste voi, parcă curge peste voi și nu știți de unde? Aveți poate teme restante care se pot activa acum? Sunt întrebări pe care este bine să vi le adresați și, bineînțeles, este acest proces pe care voi îl faceți cu voi înșivă, acest proces de interiorizare, acest proces de conștientizare. Și haideți să vedem al cincilea lucru pe care trebuie să-l știm cu ocazia acestei eclipse parțiale de lună în Taur. Cum să exploatați această energie? Acum vorbim despre energia Taurului. Dar ce energie are Taurul? Taurul are o energie yin, are o energie de pământ și are o energie în modalitatea aceasta fixă de manifestare. De ce avem acum nevoie pentru a lucra cu această energie? Avem nevoie de câteva lucruri pentru ca să putem să exploatăm această energie. Primul lucru de care avem nevoie este stabilitatea emoțională. Taurul intuiește și prețuiește această valoare fundamentală de a fi în viață. Atenție! De a fi în viață! Și are nevoie de timp pentru a o savura cu adevărat. E foarte mult sens ascuns aici și aș vrea să reflectați cu mare atenție la această frază, da? Deci Taurul intuiește și prețuiește această nevoie fundamentală de a fi în viață. Fiind primul semn de pământ, Taurul este adânc înrădăcinat în senzualitate, în plăcere. Se simte foarte bine acasă, se simte foarte bine în natură, se simte foarte bine înconjurat de lucruri frumoase, de oameni, de muzică, de artă, de mâncare bună, așa încât asigurați-vă stabilitatea emoțională. Cum? Foarte ușor. Puteți să vă întâlniți cu oameni dragi, puteți să vă pregătiți o mâncare pe care să o decorați, să o aranjați, astfel încât să vă facă plăcere, puteți să vă plimbați în natură, puteți să cumpărați ceva frumos ca să vă stimuleze, puteți să mergeți la un concert sau să ascultați, probabil că nu se poate merge acum, s-au blocat toate concertele, să ascultați la televizor, pe YouTube, un concert, să pictați, să desenați. Deci aveți nevoie acum de această stabilitate emoțională pentru a fi în viață, da? Pentru a ne menține această energie puternică care este încapsulată în corpul nostru fizic. Avem nevoie să susținem corpul nostru fizic, această haină pe care noi ne-am luat-o la întrupare acum, în această îndeosebi, în această perioadă. Al doilea lucru, de ce mai avem nevoie? Mai avem nevoie de o încăpățânare pozitivă. Ce înseamnă această încăpățânare pozitivă? Haideți să vedem. Taurului, știți că îi place să meargă în ritmul lui, în timpul lui. Nu-i place să fie forțat de către alții. Taurul acționează numai după o analiză puternică, după o analiză atentă a tuturor problemelor și odată ce a luat o decizie, el se va angaja pe drumul lui, pe direcția lui, chiar dacă câteodată o schimbare de direcție poate să-i fie benefică. De aceea Taurul are această reputație de a fi încăpățânat, dar pentru noi ce este nevoie acum? Să dăm dovadă de această încăpățânare pozitivă, adică să ne luăm timpul nostru, să judecăm, să analizăm cu foarte multă atenție problemele importante cu care ne confruntăm și să luăm propria noastră decizie, fiindcă noi suntem acum pe persoană fizică. Deci fiecare din noi acționează individual și
nu vă luați după ce spun ceilalți, nu vă luați după ce spun cei din mass media, nu vă luați după ce vă spun prietenii, nu vă luați, luați-vă, ghidați-vă, analizați după ceea ce vă spune vocea voastră interioară, care este cea mai valabilă, cea mai validă, ca să vă dea un feedback pozitiv, un feedback bun pentru voi, adecvat pentru voi. Ce altceva mai, la ce altceva mai trebuie să mai fiți atenți? Fiți atenți la mesajele pe care vi le trimite corpul vostru, da? Deci taurul, știți că el este foarte conectat la toate simțurile, la pipăit, la miros, la gust, la... deci fiți atenți la fiecare manifestare a acestor simțuri, fiți atenți la mesajele pe care vi le trimite corpul în orice fel de situație. Și în funcție de aceste mesaje, luați deciziile corespunzătoare. Un alt lucru pe care este important acum să-l conștientizăm, să avem multă înțelepciune în a reacționa la mânie. Taurii sunt foarte toleranți, deci ei stau, suportă, dar când se adună acolo bula aceea, izbucnesc și văd roșu în fața ochilor. Și atunci sunt ca taurul acela din arenă care vrea să-l omoare cu orice preț pe toreador. Așa încât dați dovadă de multă înțelepciune în orice formă de mânie pe care o aveți, de supărare, de frustrare, care poate, e normal că suntem oameni, poate să exacerbeze. Să nu uităm că, de asemenea, că taurul are ca cuvânt cheie eu am, eu posed, așa încât fiți cu ochii pe posesiunile voastre, fiți cu ochii pe valorile voastre, fiți atenți la modul în care vă câștigați banii, fiți atenți la modul în care vă cheltuiți banii. Este foarte important acum să aveți grijă de această zonă financiară din viața voastră. Și pentru a integra energia acestei eclipse pentru fiecare zodie, voi extrage câte un mesaj. Un mesaj de direcție, un mesaj de atenționare, un mesaj de conștientizare. Depinde fiecare cum îl înțelege. Sunt mesaje scurte, notați-le, fiindcă sigur veți găsi un sens acestui mesaj. Zodia Berbec. Mesajul pentru Zodia Berbec. Mesajul pentru Zodia Berbec. Fă acest lucru mult mai devreme, deci atenție. Deci pentru Zodia Berbec mesajul este să faci mai devreme, do it earlier, deci orice aveți în intenție să faceți în această perioadă, ce vă preocupă, deja începeți să faceți acest lucru. Da? Trebuie să îl faceți din timp, să nu amânați lucrurile până în ultimul moment. Mesajul pentru Zodia Taur, taurii care sunt vedetele noastre, să faceți o listă. Deci, dragi tauri, vă pun la treabă, faceți o listă de ce. Deci aveți probabil multe întrebări cu ocazia acestei eclipse, aveți o listă de probleme care vă frământă, atunci faceți o listă de ce. De ce? Ca să puteți, ați văzut, să luați decizii, dar să luați decizii în ritmul vostru și în cunoștință de cauză. Foarte, foarte motivațional acest mesaj pentru voi, dragi tauri. Pentru Gemeni, mesajul pentru Zodia Gemeni. Pentru a vă asigura că luați cea mai bună decizie, fiți calmi. Deci, dragi Gemeni, nu vă agitați, dar aveți așa o agitație mentală. Tot timpul trebuie să vorbiți, trebuie să socializați, trebuie să vă mișcați. Fiți calmi, relaxați-vă, respirați. Foarte important acum să respirați. Respirați astfel încât să puteți să simțiți și în corpul vostru energia și să primiți răspunsuri. Următoarea zodie este Zodia Rac. Pentru Zodia Rac, mesajul: întreabă-l pe tatăl tău. Întreabă-l pe tatăl tău, acum, vedeți, tată poate să aibă mult mai multe înțelesuri, dacă nu mai aveți tată, de exemplu, eu nu am tată, nu am pe cine să mai întreb, dar putem să-l întrebăm pe tatăl suprem, să întrebăm o figură paternă importantă din viața noastră. Dacă aveți nevoie de ajutor, aceasta este una din soluțiile pe care vi le ofer această carte.
Următoarea zodie este zodia Leu. Mesajul pentru zodia Leu este: acum poți să faci. Now you can. Bineînțeles, leii sunt destul de provocați de această eclipsă. Leii sunt în quadratură atât cu soarele cât și cu luna, dar știți, v-am spus, careurile sunt căile cele mai ușoare și cele mai rapide către evoluție, dar și ușoare. Dacă accepți lucrurile, chiar pot să fie foarte ușoare, așa încât puteți să faceți ce v-ați propus. Următoarea zodie fecioară, zodia fecioară, de la o parte propriile tale obstacole. Știți că fecioarele au liste de verificare, au fel de fel de lucruri, critici care le pot sta în cale. Așa încât dați la o parte toate aceste obstacole, relaxați-vă, împământați-vă și veți reuși. Wow! Următoarea zodie, zodia balanță. La balanță, ce să zicem? Ele, știți că le place să lucreze cu ceilalți, să colaboreze. Și spune aici mesajul: colaborarea este cheia. Este exact în stilul vostru. Veți reuși foarte ușor să îndepliniți acest obiectiv, așa încât, dragi balanțe, colaborați, relaționați, socializați cu ceilalți. Următoarea zodie este zodia Scorpion. Răspunsul este în curtea voastră din spate, da? Deci căutați răspunsul în altă parte, căutați răspunsurile, dragi scorpioni, poate mult mai adânc, faceți niște săpături, sunt undeva mult mai profund. Aceasta este o metaforă, bineînțeles, dar vedeți unde pot să fie aceste răspunsuri pe care acum vi le căutați cu foarte mare ardoare. Zodia Săgetător. Poate să fie deja o afacere încheiată. Da, într-adevăr, pentru Săgetător mai e foarte puțin și se încheie acest tranzit al nodului sud în Săgetător și deja pentru majoritatea, cred că s-au cam finalizat lecțiile de destin, s-au cam finalizat lucrurile pe care le aveau de făcut. Acum mai sunt mici ajustări, mai sunt mici întârzieri, lucruri care au mai rămas de făcut. Foarte tare și la Săgetători. Pentru Capricorn avem mesajul: vei găsi orice vei avea nevoie să știi. Deci capricornii vor beneficia de toate informațiile, bineînțeles trebuie să le caute, că nu apar aceste informații așa, nu le pică din cer, dar căutați și veți găsi răspunsuri la dilemele voastre. Următoarea zodie, zodia Vărsător. Pentru zodia Vărsător, ascultați cu multă atenție, atunci veți ști. Acum mă leg și de faptul că zodia Vărsător are ca cuvânt cheie, eu știu. Deci pentru ei este foarte important să știe, pentru ei este foarte important să cunoască. Așa încât ascultați cu multă atenție, lăsați-i pe ceilalți să vorbească și voi ascultați și veți primi multe răspunsuri la dilemele voastre. Și ultima zodie, zodia Pești. Pentru zodia Pești, mesajul este: settle it soon. Deci totul se va clarifica, totul se va așeza în curând pentru voi, dragi peștișori. Acum depinde de temele fiecăruia, vedeți ce teme aveți și aveți speranța că lucrurile se vor clarifica, lucrurile se vor așeza în timp. Și mai avem și aceste charmsuri, da, lădița cu charmsuri. Haideți să extragem câteva și să vedem care ar fi mesajele, aspectele importante pentru această perioadă. Am extras câteva, am luat în mână, să vedem ce avem aici. Bineînțeles, avem luna și avem soarele, da? Deci avem eclipsa prezentă, luna și soarele.
Dar nu mai zic că avem o singură lună, mai avem încă 2 luni, avem 3 luni. Deci, vedeți, lunile sunt foarte, foarte prezente. Avem 3 feluri de luni aici. Avem o lună cu o steluță, deci toate sunt într-un alt fel. Avem o lună, parcă este lucrată în filigran, și avem aici o lună cu steluțe, dar este o lună colorată, cu albastru și cu verde. Deci avem această energie puternică a lunii. Mai avem o inimioară și aici este cu acest simbol al crucii roșii, da? Acest simbol de ajutor. Avem nevoie în probleme relaționale să rezolvăm, să clarificăm aceste probleme relaționale. Mai avem o persoană cu litera M, căutați și vedeți cei... poate să aibă, ce relevanță poate să aibă pentru voi. De asemenea, avem o broască țestoasă. Broasca țestoasă ne arată nevoia aceasta de a avea răbdare, de a avea înduranță, pentru ca să putem să ne vedem obiectivele realizate și, în același timp, multă, multă înțelepciune. Mai avem și o fundiță care ne arată nevoia, dacă mă uit la această fundiță, ne arată nevoia de echilibru. Și mai avem, de fapt, mai avem o broască țestoasă, deci avem 2 broaște, s-au rătăcit broaștele aici, deci foarte multă nevoie de stabilitate, foarte multă nevoie de anduranță și de răbdare în această perioadă. Și ultimul mesaj pe care îl extrag este mesajul de la Cărțile Oracol, de la acest portal. Haideți să vedem aceste cărți, ce mesaj final ne oferă pentru această eclipsă cu care vom încheia această filmare. Și mesajul final este să vă depășiți așteptările și să tindeți către excelență. Da. Ce să spun? Un mesaj care ne împuternicește foarte mult, care ne dă energie, ne dă dorință de a ne ridica deasupra tuturor așteptărilor pe care le avem, pe care le-am setat, pe care le-am moștenit, pe care le avem din tiparele noastre, pe care le-am moștenit de la părinții noștri. Depășiți-vă așteptările. Credeți că se pot întâmpla lucruri mult mai mari decât cele la care ați gândit până acum, fiindcă, nu vedeți, trăim în niște vremuri foarte, foarte speciale și, sigur, așteptăm să se întâmple lucruri și mai speciale decât cele la care ne-am gândit vreodată. Încheiem în acest ton optimist. Vă urez să aveți o perioadă foarte propice pentru conectarea cu voi înșivă, să vă folosească această filmare și să ne revedem cu bine. Noi ne revedem pe pagina mea de internet, lumistarlight.com, pe pagina mea de Facebook, Astrolog Luminițaristea, și aici pe canalul de YouTube, unde, dacă doriți să faceți parte din comunitatea noastră, apăsați butonul Join, alătură-te și sunteți împreună cu mine. Toate cele bune și să ne revedem cu bine!